Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Epistola 1 lui Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 5 câteva versete. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăță de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Fără să fac o altă introducere, vă spun doar că în seara asta încerc două lucruri. Încerc să mă fac înțeles și nu totdeauna reușesc, recunosc. Și al doilea lucru pe care îl încerc, încerc să predic mai scurt și să mă încadrez în timp. La asta puteți spune amin. Nu știam ce să predic, dar pe drum îmi făceam mai socotelile eu, spuneam fratelui Vasilii, dacă aveți evangelizare, nu vin, chemarea mea nu-i pentru evangelizare, dacă aveți o seară de învățătură pentru biserică, accept. Sunt mai aproape de slujba de învățător decât cea de evanghelist. Și am rămas la prima cântare care a cântat-o corul și m-am bucurat de refrenul în care voi spuneați, Dumnezeu este bun căci a iertat vina păcatului meu. Așa e cumva refrenul, da? Și eu am spus, aleluia! Deci toți care suntem aici, suntem iertați de păcate, da? Și niciunul din noi din seara asta nu mai are niciun păcat la activ. Da? Amin și nu amin. Ei, tocmai despre asta vreau să predic în seara asta. Sărbătorile astea pe care le facem noi, ca și întâlnirea din seara aceasta, sunt lucruri pe care biserica le merită din când în când câte o sărbătoare. Câțiva cântăreți care cântă foarte frumos și inima noastră se apropie așa în adorare de Dumnezeu. E o metodă de a apropia adunarea de sfințenia lui Dumnezeu. Dar nu e singura. Eu vin în seara aceasta cu o altă metodă de igienizare a adunării, de vindecare a unora dintre noi. Și metoda asta se cheamă mărturisirea și iertarea păcatelor. Când s-a cântat cântarea a doua despre voia lui Dumnezeu, era să-mi schimb predica, să spun, măi, hai să predic despre voia lui Dumnezeu. Dar am rămas la prima hotărâre, să predicăm ceva despre mărturisirea păcatelor. Și eu am tratat problema asta, un prim gând care l-am, mărturisirea între îndemnul Duhului și rânduială bisericească. Există două extreme în ce privește mărturisirea sau spovedania pentru cei care vin de la ortodox, da? Unii nu mai acceptă mărturisirea și învățătura despre mărturisire. Am fost înfruntat public. Eram într-o seară într-o biserică din Ardeal, era o noapte de veche și fratele păstor s-a apropiat și mi-a spus, frate Dragoș, te rog dacă ai avea un cuvânt despre mărturisirea păcatelor. Și a spus, bine, mai cântat vreo două cântări, m-am uitat prin Scriptură și am avut un cuvânt de mărturisirea păcatelor. Eu zic că am predicat bine, zic eu. Când am ieșit afară, am uitat un frate, o dat mâna cu mine, pasia Domnului, frate Dragoș, frate, nu te cunosc. Am auzit despre dumitale că ești un frate conservator și o învățătură sănătoasă. În seara asta m-ai dezamăgit total. Ții cu predica asta la dumitale? Și mi-a spus, dar de ce mai omule? Păi dumitale, prin ceea ce ai predicat, ai încurajat într-un fel păcatul. Ai dat o libertate, o slobodnă, că se poate păcătui, că Dumnezeu e bun și iartă. Și într-un fel avea dreptate. Într-un fel avea dreptate. Eu nu accept
Și nu sunt de acord cu acele mărturisiri publice. Odată veneam de la serviciu, am întârziat și era un mare frate venit cu o parte din Rădăuțel, așa după el. Și mă ajung la noi la adunare și făcuse el o mărturisire. Fraților, m-am născut într-o familie de oameni pocăiți, dar Satana m-a înșelat, am plecat în Spania, au spus multe păcate care le-au făcut, dar acum Dumnezeu m-a ajutat și m-am înturnat și slujesc Domnului. La noi deoparte am spus, băi băiete, cât trăiești tu să nu mai faci mărturisiri de astea la ambon? Dacă te pun frață la predică, citește Psalmul 1, explică ceva și du-te în bancă. Ce înțeleg tinerii ceilalți din adunare când te ascultă pe tine cu mărturisirea? Că te duci prin lume și faci ce vrei și după aia vii și Domnul e bun și te iartă și mai ești și slujitor. Încă mai împingi câte unul de la amvon că vezi că tu ești plin de râvnă. Păi noi avem tineri care ne căjim. Ba că nu stungi bine, ba că nu-ți bărberiți destui, ba că fetele cu rochia prescurtă, ba că în continuu stăm cu gura pe dânsă. Și noi în adunare avem tineri sfinți. În viziunea mea noi avem tineri nu buni, foarte, foarte buni. Și stăm așa cu ei ca să-i păstrăm aici. Și vine un, iertați-mă, un derbedeu din ăsta care a plecat, s-a desfătat prin lume și vine cu o mărturisire de asta. Și a spus, te rog frumos, cu astea să nu mai vin niciodată la ambon. Poate am greșit, poate n-am greșit. Dar la fratele acela eu am spus, măi frate, păstorul dumneavoastră m-a rugat să vorbesc din mărturisire. Și când vorbesc din mărturisire, trebuie să citesc din Sfânta Scriptură. Dar asta era o hrană pentru oameni bolnavi. Știți, dacă un om are diabet, și face o comă din asta diabetică, îi dai puțină insulină și l-ai salvat. Dar dacă omul e sănătos și dai puțină insulină, l-ai nedrocit. Zic, predica mea a fost pentru cei păcătoși, nu pentru cei sfinți. Voi mi-ați cerut să predic pentru păcătoși, dar dacă tu ești sfânt, nu lua, domnule, nimic din predica mea. Dacă n-ai păcătuit niciodată, n-ai greșit niciodată, du-te acasă și culc-te liniștit, nu lua din predica mea. El spune, dar pe cine nu o păcătui niciodată? Atunci, în proporție cu păcatul care îl ai, ia ceva din predica mea. Există unii care mi-au spus-o clar. Băi, nu mai veni cu învățătura asta. Asta e de la ortodox și adusă, strică rânduiala noastră. Alții au făcut o obligativitate la orice, la mărturisire. Și îmi spunea cineva, frate, m-au spus la mărturisire de 10 ori, am spus și ce n-am făcut, ce mai vor de la mine? Apoi nici așa nu-i bun, măi, oameni. Deci mărturisirea, am spus eu, între îndemnul Duhului și rânduiala bisericească. Aici ne încadrăm noi undeva. Ce înseamnă îndemnul Duhului? Noi îl avem pe Duhul Sfânt. Noi trăim într-o lume murdară, fraților. Într-o lume foarte stricată. Și oricât am vrea să ne păstrăm curați, avem momente când suntem ispitiți, asediați în fiecare clipă și diavolul ne lovește și avem momente de cădere în ispitire. Nu că păcătuim de-a binelea, că ne place păcatul, dar avem momente când greșim în pocăința noastră. Și atunci, fiindcă l-avem pe Duhul Sfânt în noi, Duhul Sfânt vine și ne spune, nu-i bine ce ai făcut. Apare lucrarea Duhului care înseamnă într-o mustrare de cuget. Dacă cineva o păcătuie și nu mai mustră cugetul, e problema lui. El e departe cu pocăința. Dar cei care trăiesc pocăința, că versetul 7 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește. Când ne curățește? Când umblăm în lumină. Dar dacă umblăm în lumină, de ce să ne curățească? Fraților, atâta vreme cât ești în întuneric, n-ai cum să vezi petele și murdăria de pe tine. Dar în clipa când apare lumină și umbli în lumină, te uiți la tine și spui, asta nu-i bună în viața mea, asta nu-i bună în viața mea, uite, am o pată aici, am o zbârcitură din coace, dar trebuie să umblăm în lumină, căci mărturisirea aceasta a păcatelor, pe care o provoacă Duhul Sfânt, îs pentru credincioșii care umblă în lumină. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin.
Și după ce Duhul Sfânt vine cu mustrarea de cuget, și aici contează foarte mult sensibilitatea noastră, omul poate să aibă o atitudine, o reacție. Prima reacție e să spună, nu e adevărat. Dar numai eu fac asta? Asta toți fac. Eram atunci la mărturisire și vine un tânăr, așa zâmbind, spune, frate dragul, știi, un păcat de acela care îl fac toți tinerii. Am spus, să-ți fie rușine, mă. Eu știu că toți tinerii sfinți postesc, se roagă, cântă, vestesc Evanghelia, trăiesc o viață curată. Eu așa știu de toți tinerii. Despre ce vorbești tu, că un păcat care îl fac toți tinerii? Dar ție nu-ți rușine? Apoi nu, frate, na, poate nu-l fac toți. Sigur nu-l fac toți. În momentul când apare mustrarea cugetului, și asta e pentru oricine, că aici noi suntem păstori cu slujbe, cu funcții, cântăreți, dar relația noastră cu Dumnezeu, numai Duhul Sfânt o cunoaște. Și vă mai spun un lucru din experiența care o am. Nu chiar să temi diavolul de slujbele noastre. Și nu chiar să temi diavolul de talentele noastre care le avem. Am întâlnit păstori căzuți jos, am întâlnit proroci căzuți, am întâlnit cântăreți căzuți, pentru că diavolul luptă împotriva tuturora. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în picioare. Amin? Amin. Frații mei, eu pot să am o reacție și să spun, nu e adevărat, nu mă mărturisesc. Sau poate interveni rușinea. Odată un frate, îl cunosc bine, fratele ăsta, a avut o vedenie. Se făcea că merge la biserică și la ușa bisericii era diavolul. Și el așa mânios întreabă, ce cauți tu aici? Și diavolul așa, într-o atitudine smerită, cumva spune, păi am venit să dau înapoi la pocăiți ce le-am luat. Și spune, dar ce le-ai luat și ai de dat înapoi? Ci că le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Și acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Că în momentul când vrei să te mărturisești, apare rușinea. Vreau să vă întreb ceva. Ați întâlnit vreun om, femeie sau bărbat aici în Rădăuț, bolnav de diabet, de exemplu, să-i spună bărbatul nevestei, măi, m-aș duce la doctor, că... sau mă doare stomacul, poftim, dar așa mi-e de rușine că am diabet? Ați întâlnit pe cineva? Așa mi-e de rușine să mă duc la doctor, spun doctor, mă, în ultima săptămână mă doare stomacul. Nu mai pot de rușine, nu mă pot duce. Ați întâlnit? Deci pentru trupul nostru dăm la o parte rușinea, vorba la Evrei 12, da? Dar pentru sufletul nostru, pentru bolile sufletești, ne rușine să stăm de vorbă cu Vasile. Cum să-i spunem la fratele Vasile lucrurile astea? Deci în momentul când vine cercetarea Duhului, tu poți să ai o reacție negativă. Nu mă mărturisesc, nu numai eu fac asta, de ce să creadă despre mine că sunt cea mai păcătoasă din adunare, să-și fac o impresie greșită? Sau pot să accept mustrarea cugetului și să verbalizez starea ta, trăirea ta, să te duci să spui în primul rând la Dumnezeu și apoi câteodată oamenilor, fratele meu, uite, asta și asta e greșeala mea. Când ne mărturisim la Dumnezeu? Întotdeauna. La Dumnezeu ne mărturisim întotdeauna. Și câteodată ne mărturisim oamenilor, da? Psalmul 32, atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului păcatele. Dar Iacob 5 cu 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Când ne mărturisim oamenilor? Când sunt afectate legăturile pe orizontală între mine și un om. Odată la mine vine un frate în vârstă și îmi spune, frate Dragoș, te rog să mă ierți. Frate Toader, dar nu mi-ai făcut nimic ca să te iert, eu nu știu. Ba da, nu știi tu, mare ciudă am avut eu pe tine. Dar de ce, frate Toader? Am spus că tu mergi și predici peste tăt și la tăte mormântările și la rahira mea când a murit n-ai venit. Eu zic, frate, dar am fost. Am fost la băieți la Timișoara și mi-au pus caseta și am văzut că ai predicat. Dar eu eram așa de amărât că soția lui a murit într-un accident fulgerător și n-am mai auzit predică, dar te-am judecat un an și ceva când n-ai vrut să vii. De frate, Toader, eu te iert. Pentru că m-ai judecat, că ai avut ciudă pe mine, uite, eu te iert, am fost la matare, la mormântare, la nevastă. Când sunt afectate legături pe orizontală, trebuie să ne mărturisim față de oameni, nu? Și când ne mai mărturisim?
oamenilor, când avem o patimă, o poftă de care nu putem scăpa, Biblia spune că dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, le va fi dat. Și eu mă duc la fratele Vasile, Vasile, uite care-i treaba. Asta e problema mea. Nu știe nimeni din Rădăuți. Par predicator, bun, par grozav. Dar uite, eu în inima mea am asta. Te rog, roagă-te și tu împreună cu mine. Și rugăciunea făcută cu credință e ascultată de Dumnezeu. Omul care primește mărturisirea are drept de control. Eu par pocăit, așa? Și voi, toți cântăreți, par pocăiți. Dumnezeu știe ce aveți voi în inimă. Dacă nu e un dar de descoperire, nu știm. În momentul când eu fac o mărturisire, eu mă duc la păstor și îi deschid inima. Vasile, uite, asta, 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 asta. El de acum are drept de control asupra mea. Numai faptul că el duminică se întâlnește cu mine, mă ia pe după cap și spune, drăgușel, cum e cu treaba aceea? Numai de rușine că dau ochii cu el, eu mă voi abține de la păcat. Pentru că el mă controlează, el îmi dă un tratament, da? E ca un medic de familie, mă verifică, mă supraveghează și prin Duhul el trebuie să-mi dea deslegare la ceea ce eu i-am mărturisit. Nu intrăm în amănunte. Trecem așa ușor pe deasupra cu învățătura asta. Deci vine mărturisirea păcatelor între îndemnul Duhului și rânduială bisericească. Vine îndemnul mustrarea cugetului făcută de Duhul Sfânt, la care eu pot să am o reacție adversă. Nu mă mărturisesc, nu trebuie să știe el cine-s eu, mi-e rușine să o fac, sau pot să verbalizez starea mea, să iau un om al lui Dumnezeu și să-i spun, frate, uite, asta e problema mea. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Oamenii nu te iartă ei de păcate, dar te pot ajuta să te pocăiești. Când vorbesc de rânduiala bisericească, noi avem acte de cult și slujiri în care recomandăm mărturisirea fără să o obligăm. La cina Domnului? La botezul, de exemplu. Odată vine la mine o soră în vârstă și așa cu rușine îmi spune, măi băiete, tu poți să fii băietul meu, da? Vreau să-mi spun că mă apasă pe inimă un păcat care l-am făcut. Când, soră? Păi când eram o tânără. Erai pocăită? Nu, eram în lume. Păi dar Domnul nu ține seama de vremuri, de neștiință? Și ea spune, nu l-am mărturisit nici la preot și nici de când m-am pocăit și mă apasă și acum pe cuget. Pentru că vorbind de botezul dat de Ioan, spune și mărturisându-și păcatele, primeau botezul. Noi dăm posibilitatea la toți care vor să încheie botez să stea de vorbă cu un frate și încurajăm ca să facă o mărturisire tocmai în vederea eliberării lor. Măi, ai fost în lume sau ai fost tânăr, n-ai fost botezat, ai păcătuit, ai mărturisit, te-ai lăsat, ai închei botez cu Domnul, de acum ești curat. Și trebuie să încredințezi omul de aceasta. Dar nu putem obliga, am întâlnit în mod deosebit la ungeri cu undele, eu și așa le spun, măi, e bine ca cei care fac ungerea să treacă pe la mărturisire. Dar de ce le spun la toți? Eram într-o adunare și păstorul spune așa, dacă vreun frate sau o soră care vrea să facă ungerea, știe că are ceva la activ, are un păcat, să ies afară să mărturisească. Și o soră se ridică și face semn așa la păstor și ies afară. Toată adunarea o turna capul după ea și eu mă gândeam, oare ce are asta făcut? Apare curiozitatea noastră și apar bănuielile rele. Și atunci m-a ridicat și a spus, fraților, și acei care au păcate și acei care n-au păcate, să iese la mărturisire, ca să nu facem noi diferența asta între... Și cine nu are păcate, să ducă, spui, eu n-am niciun păcat și să vin înapoi. Sau păcatele care le aveți. Eram odată într-o biserică, la mărturisire și a venit un băiat de 7 ani, un ucrainean. L-a adus tasul, măi, așa plângea, zic, tu l-ai adus? Nu, frate dragul, și el a vrut să vină. Așa plângea băiatul ăsta și m-am uitat, am devenit serios, măi, ai ceva de mărturisit? Da. Ce ai făcut, măi? Am tras-o pe sorul meu de chică, adică de păr. Mă, păi să nu o mai tragi, măi. Și n-am strâns jucăriile când mi-a spus mama. Și am stat puțin de vorbă cu el,
Băiatul a sărit în sus de bucurie și a plecat ozbuditul din fața mea. E eliberat. Asta o înțeles în inocența lui. Cât n-am avea noi de mărturisit, cei care suntem aici, dar nu ne mărturisim. Și plecăm înapoi acasă așa cum am venit și am ascultat niște cântări frumoase și o predică un pic săcăitoare și plecăm toți noi și n-am făcut procesul acela de curăție, de igienizare. Frații mei, eram într-o adunare, timpul trece, eram într-o adunare, ne-am pus să ne rugăm. 4 minute, adunare mare, mai mare ca asta, nu România. Eram poate 10 frați în grup. A doua rugăciune tot așa. A spus, măi omule, trece un pic adunarea prin mărturisări. Și 2 zile cât am stat acolo, a venit poporul la mărturisări. Era coadă cum era înainte la ulei, care sunteți mai bătrâni. A doua zi seara s-a terminat mărturisirea, am făcut o rugăciune, cred că a durat o oră. Din aceea care cu 2 sări înainte să te iau crispați așa, domnule, cu mâinile în sus, plângeau, curgeau lacrimi, o deschidere, asta e binefacerea mărturisirii. Să ne dea Domnul înțelepciunea și pocăința. Amin? Vorbind de mărturisire în câteva gânduri doar, ceva de beneficiile mărturisirii. 1. Te scapă de consecințele păcatului. În momentul când tu păcătuiești, păcatul ăsta are niște consecințe teribile asupra ta. În momentul când te-ai mărturisit, ai scăpat de acestea. Care sunt consecințele păcatului? O presiune psihică extraordinară. Deci un om care e pocăit, în momentul în care a căzut omul ăla, nu mai are liniște. Omul ăla nu mai are pace, nu mai poate dormi, nu poate mânca, nu poate cânta, nu mai poate face nimic. Pe el are o presiune în urma păcatului. Psalmul 38, versetul 18, mă doare pentru păcatul meu. Și atunci vii cu mărturisirea. Eram odată într-o mașină cu 3-4 frați și primesc un telefon de la o tânără. Fratele Dragoș Croitor, da. Frate Matale, primești mărturisiri prin telefon? Dar de unde ești? Îmi spune orașul unde sunt 12 adunări. A spus, măi, dar du-te la păstorul tău, vorbește cu el, ce îmi spui mie? Frate Dragoș, hai să-ți mai spun ceva. Oricum eu sunt hotărâtă că după ce vorbesc cu Matale mă omor. Deci ești ultimul om cu care vorbesc. Dacă vrei să vorbești cu mine. A spus, măi, rugați-vă. În viața mea am avut de câteva ori ocazia să dau piept cu duhuri de sinucidere. Voi nu știți cine are. În Australia am găsit o femeie, mama nu știu câți copii, care voia să o omoare. M-a dus frața acolo, am stat de vorbă cu ea, încercam cu Scriptura, eu să-i spun, domnule, mă dovedea cu Scriptura. Avea niște interpretări atât de curioase la Biblie și m-am văzut bătut. Și atunci am spus în mintea mea, am spus la frate, băi, eu fac studiu biblic cu diavolul, omul. E mai tare ca mine în Scripturi. Am văzut că e mai tare. Hai să ne rugăm. Dumnezeu e eliberat, își trăiește și în ziua de azi. La tânăra asta a spus, măi, hai că stau de vorbă cu tine. Un lider de tineret, o fată deosebită, o păcătuit și în urma păcatului a venit diavolul și a spus, ești un gunoi. Nu mai ai iertare, nu mai are rost să trăiești, ești o fățarnică, mai bine te omori. Și avea zile și săptămâni de când gândul ăsta o chinuia că trebuie să o omoare. Și o trebuie să plecăm noi de aici câteva sute de kilometri, am făcut o rugăciune, Dumnezeu a eliberat-o și acum de sărbători. Eu în viața mea n-am trimis niciun mesaj la nimeni că nu știu să scriu și nici nu vreau să învăț. Dar printre mesajele spunea faptul că sunt în viață și sunt în adunare, se datorează și faptul că ai vrut să vorbești cu mine. Fraților, în momentul când te mărturisești, scapi de consecințele păcatului, da? Isaia 59, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă, urechea Domnului nu-i prea tare, dar păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Și dacă am un zid între mine și Dumnezeu făcut din păcatele mele, ce am de făcut? Păi dărâmăm zidul, fraților. Dărâmarea zidului prin mărturisire. Avem câte un caz, bolnav, cancer, zile de post, rugăciune, bilete la învol, frați, proroci, fugim după lucrări. Dar el are păcat în viața lui și rugăciunea merge până la păcatele lui. Nu trece dincolo la Dumnezeu. Astea sunt consecințele păcatului. Ioan 3:21 spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă ne osândește? Păi scăpăm de osândire. Cum? Prin mărturisirea păcatului.
Când mărturisești păcatul, Dumnezeu îți ia păcatul din cuget. Îți dă libertatea să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Acuzația vrăjmașului dispare. Dar nu ți-l ia niciodată din memorie. Cei care au un păcat grav comis cu 20 de ani, cu 30 de ani înainte, l-au mărturisit, știe că e iertat. Dumnezeu da voie să apropie de tronul harului și a îndurării. Are libertatea de a se ruga, dar din memorie nu îl șterge. Știți de ce nu îl șterge din memorie? Ca să fii întotdeauna atent. Am căzut și pot să mai cad. Și în al doilea rând, să ai compasiune pentru alții. Când judeci pe altul, spui, mă, și eu am făcut, și eu am trecut pe aici, și ai altă inimă. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, amin? Ne scapă de consecințele păcatului, care e o presiune psihică, poate fi boală fizică, da? Ioan 5 cu 14, să nu mai păcătuiesc, nu se întâmplă cea mai rău, 1 Corinteni 11 cu 30, din prin aceasta sunt între voi neputincioși și bolnavi. Din pricina păcatului, că una din sursele bolii sau cauza îmbolnăvirii poate fi păcatul. Nu întotdeauna, dar odată poate să fie păcatul. Și acum, în momentul când te mărturisești, tu scapi de consecințele astea. Capezi din nou binecuvântarea. Am întâlnit oameni care au avut un păcat înascuns și dintr-o familie binecuvântată s-au dărâmat. Dintr-un patron și un om de afaceri binecuvântat, a fost dărâmat totul. De ce? A avut un păcat pe care nu l-a mărturisit. Și Domnul și-a tras binecuvântarea de la el. Că asta e urmarea păcatului. 2. Te scoate de sub influența Duhului care te-a făcut să păcătuiești. Fraților, în spatele păcatului este un duh demonic. Păcatele zate dincolo de poftele firii noastre, din lăuntru nostru, există duhuri care ne determină, ne însuflețesc ca să păcătuim. Spune în Filipeni 2 cu 3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Știi că cearta e dată de un duh? Când în casă te cerți cu nevasta și după ce ai gătat cearta, spui că, bă, nici nu mai știu de la ce m-am luat, de la mica m-am luat așa deodată. Nu vi s-a întâmplat? Eu vă spun de la ce? De la un duh de ceartă. Aș putea da multe exemple, dar timpul trece. Deci există duh de ceartă, oameni buni, când vă vine să vă certați, vă vine de la un duh necurat care vă pune să vă certați. Scrie în Împărat 22 cu 22. Cum vei face? Voi fi un duh de minciună. Că minciuna e dată de un duh de minciună. În Ioan 8 cu 44 spune că diavolul îi e mincinos de la început și tata minciunii. Dar ca să se nască un copil, nu se naște numai din tată. Trebuie și mamă. Dacă diavolul e tata minciunii, cine o fi mama minciunii? Păi mama minciunii ești tu, care te unești cu diavolul și naște-ți o minciună împreună. Dom'le, am fost inspirat, am spus și am scăpat. Da, dar de cine ai fost inspirat? Osea 5 cu 4. Un duh de curvie. Fraților, curvia este un păcat foarte periculos și iertați-mă că acum cred că mă filmați și mă dați în direct. Și foarte extins la ora asta. Da? Voia lui Dumnezeu, 1 Tesalonicen 4 cu 3, este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. De ce curvia e așa de puternică? De ce în capcana asta au căzut atâția și atâția sfinți? Pentru că în spatele curviei este un duh de curvie foarte puternic. Sunt curiozități din astea care creează dependențe, cum e pornografia, cum e alcoolul, cum e tutunul, cum e drogurile, cum e jocurile de noroc. În spatele la patimele astea sunt niște duhuri foarte puternice. Și numai tu ai început ca din curiozitate să văd cum e și nu mai poți să scapi. Răzvrătirea, Deuteronom 31 cu 27, că-ți cunosc duhul tău de răzvrătire. Când rădăuți în adunare, e unul răzvrătit tare. Acolo e un duh de răzvrătire. În momentul în care tu faci mărturisirea, ieși din zona de influență a acestui duh. Frate, am un duh de curvie, mă năcăjește. Și atunci el se roagă împreună, duhul-i făcut de rușine, am un duh de minciune, o spun minciune așa cum aș bea apă, așa mint.
Și atunci alții se roagă pentru mine, poruncesc Duhului aceluia să plece prin rugăciune și eu sunt eliberat și rămân curat înaintea lui Dumnezeu. Mărturisirea îți dă șansa unui nou început. Câte vreme am trecut, mi se tropeau oasele mine de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci am spus, îmi voi mărturisi Domnului păcatele și tu ai iertat vina fără de lege. Ai un nou început. De ce să te duci acasă cu păcatele tale, cu coșmarul în care trăiești, cu taina aceea mizerabilă în care trăiești tu? Și apoi îți dă fericirea, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Eram într-o adunare, nu vă spun când și unde și cu asta închei predica. Vine o soră trecută de 80 de ani. Vine la mine cu mare rușine și spune, frate, eu după ce m-am pocăit, aveam 20 și mi-a spus câți de ani, am greșit odată și mi-a spus un păcat. O trecut 60 de ani de atunci. De atunci m-am temut de rugăciune, m-am temut de proroci. Când veneau proroci la noi, în adunare, vine un om al lui Dumnezeu, eu îmi căutam de lucru, nu cumva să mă descopere. O trecut 60 de ani, am 80 și ceva de ani și n-am odihnă, frățioare, îmi spunea ea mie. Și a stat de vorbă cu ea, a stat de vorbă cu ea din Scriptură, și fiindcă stătea mai multe zile, am văzut-o doua zi acolo la adunare, și am spus, oră, nu te supăra. Care-i starea sufletească? Măi, băiete, cum am dormit astăzi noapte, n-am dormit de când sunt eu, de când am păcătuit. Ce libertate am, ce bucurie, cum m-am rugat eu seară, nu m-am rugat niciodată în viață. Și i-am spus, o trebuie 60 de ani pentru asta, 60 de ani cu povara unui păcat, cu o minciune, cu o fățărnicie în care să trăiești? Ați cântat voi o cântare și mă gândesc la ea. Dumnezeu e bun că a iertat vina păcatului meu. El e bun și o iartă, dar tu cereți iertare. Pentru că în Proverbe 28:13 spune, cine mărturisește, cine ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine o mărturisește și se lasă, capătă îndurare. El e credincios și drept, am citit în seara asta, ca să ne ierte păcatele, fraților. În Mica 7:19 spune, el aruncă păcatele în adâncul mării și nu-și mai aduce aminte. Cineva spunea, pune o tăbliță acolo, pescuitul interzis. Dumnezeu nu mai pescuiește în păcatele care ți le-a iertat, le-a aruncat și pe care le-a uitat. Și trebuie să le uiți și tu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Închei predica. Am pornit de la cântarea dumneavoastră. O afirmație frumoasă. Am vrut să îngân și eu, dar e prima dată când am auzit cântarea aceasta. M-am uitat peste adunarea Domnului, ce bine ar fi să fie așa. Ce bine ar fi ca voi cântăreți, eu predicator, păstor și voi toți, să n-avem nicio greșeală acum aici la activ. Să n-avem niciun păcat aici în seara asta. Ce bine ar fi. Dar mă tem că mai avem. Cum scăpăm de acestea? Mărturisim Domnului, mărturisim fraților și ne lăsăm de ele. Dumnezeu să ne asculte. Amin? E o metodă de însănătoșire a adunării, a vieții de familie și a vieții tale personale. E o metodă de igienizare pe care o lasă Scriptura și de care trebuie să profităm. Amin?